Bună ziua, dragi prieteni, bine ați revenit. Nu mai semăn cu un Kellner de pe vremea, de pe vremuri din Parcul Trandafirilor. Aduc perfect cu Sebastian, cum îl cheamă, Octavian Ursulescu. Ăla de prezentator, Ertelul, ce prezentator. Floare, nu Floare din Grădină, Mamaia prezenta asta mereu și tot felul de concursuri dintre astea și festivalul pe vremea lui Ceaușescu. Tot așa era îmbrăcat, ca mine, cu papion și cu frac. Ăsta e impropriu spus frac, dar oricum e mai lunguț, așa? Seamănă cu un frac, numai că e casual, ca să ne înțelegem. Când am intrat în studio, colegii mei, toți erau aliniați la biroul ălalt, unde se fac emisiuni și învățau limba engleză. De ce făcea eu lucrul ăsta, n-am să pot să pricep niciodată, din simplu motiv că ar trebui să înțelegeți rusă. Că tocmai ce s-a întâmplat astăzi, un eveniment care cred că ne va marca viitorul de acum încolo, și e vorba de anexarea sau alipirea Crimeei la Rusia. Și a ținut un discurs președintele Vladimir Putin, cel care creează senzații tari și umede mai multor femei din România, n-am înțeles niciodată de ce. A ținut un discurs acolo ca pe vremea lui Hrușciov. Și ăia din Duma de Stat, că așa se numește parlamentul lor, care nu sunt la fel de hoți și de leneși ca ai noștri, ci sunt doar niște păpuși, au aplaudat, erau bucuroși, se pupau între ei. Senzațional, Rusia a marcat o victorie în lupta sa perpetuă și continuă cu Occidentul, un Occident care e destul de impotent la ora asta și care, și pe care nu prea ne interesează foarte tare ce se întâmplă acolo. Drept dovadă, ăștia au acționat, adică nu, i-a durut fix la Vladimir de restul și au pus-o, băi frate, facem și un referendum. Au făcut un referendum acolo, majoritar este populația rusă și atunci au anexat Crimeea. Crimeea care a fost de-a lungul vremii a avut o istorie zbuciumată și a mers dintr-o parte într-alta. Ba la Rusia, ba a fost tătară într-o perioadă, ba băi ruși, au stăpânit-o rușii și după aia din 50 ceva au făcut-o cadou Ucrainei. Dar conform tuturor tratatelor internaționale, Crimeea făcea parte integrantă din Ucraina. Și mi-a distrat foarte tare când președintele Putin a declarat cu zâmbet, ăsta n-are zâmbet, ăsta e ca un pitbull, nu-ți dai seama. În fapt, nici măcar ca un pitbull, la pitbull îți dai seama de stările pe care le seamănă mai mult cu un bulterier. Știți, cățelul ăla cu față de porc, așa, inexpresiv. Așa e și Putin. E și Putin a zis că el nu vrea să rupă Ucraina, dar uite că anexează Crimeea. Așa că, dragilor, nu mai învățați limba engleză, eu nu-ți n-are sens să te chinui cu limba engleză, bagă tată cu limba rusă. Și de acum încolo o să vedeți că treaba asta cu ești frumoasă ca limba rusă va căpăta cu totul alte conotații. Asta era despre colegii mei care, repet, studiau aici limba engleză și despre evenimentul de astăzi care n-a fost prea băgat în seamă de politicienii noștri pentru că ăștia s-au ocupați. Aia noștri se hârjonesc pe la televizor, dezbaterile de astăzi au fost în continuare legate de furunculul pe care are Gigi Becali undeva pe înceafă, că poate trebuie operat ăsta, ba trebuie scos din pârnaie, ba trebuie lăsat în pârnaie, ori pleacă la o clinică în străinătate să se trateze, ori rămâne aici în țară. Asta a fost dezbaterea publică de astăzi la televiziunile noastre minunate. Și toți invitații, cu puține excepții, ce drept de vreo jumătate de oră așa s-a discutat despre alipirea Crimeei la Rusia. În rest, noi suntem aici în curtea școlii, suntem noi între noi, nu avem nicio problemă în ceea ce privește politica externă, dați în faptul că nici nu avem minister de externe. Adică crede cineva că Titus Corlățean ăla se ocupă omul de ceva concret, n-are habar. E pu afară. Doar ce Băsescu a mai dat niște declarații despre Putin și despre Rusia, despre Federația Rusă și despre evenimentele de acolo, dar nu vezi nimic. Și o să ne trezim, dragilor, cu ăștia de la rușii, cu tancurile rusești, așa că ne-am mai trezit odată în istoria noastră, aci, în Transnistria sunt deja. Și ăia din Transnistria au făcut și deja cererile la Duma de Stat, cum că vor și ei alipire. Și o să vedeți ce probleme o să fie cu Republica Moldova, într-un viitor nu prea îndepărtat. Mai ales că eu sunt convins că rușii nu se vor opri cu Crimeea. Au o victorie, pentru că în ultima perioadă Federația Rusă a fost așa de umplutură pe scena internațională. Și atunci Putin le-a dat așa o gură de oxigen. Sunt săraci, sunt bețivi rușii, în general. Bun, au și mari scriitori, ce-i drept, au o cultură vastă, dar în perioada asta sunt bețivi și sărmani. Și atunci ce le dai la niște oameni care poți să-i manipulezi și să uite de faptul că sunt flămânzi? Păi ce le dai? Chestiunea asta cu naționalismul și le aduce aminte cum era, ce fain era pe vremea URSS-ului, când tot Occidentul tremura de frică doar când auzea că și-o ambalează ăștia motoarele de la tabor prin armata roșie. Și le-a dat Crimeea, ca să fie treaba bună. Dar să știți că totuși există și un val de speranță.
Vine dinspre, nici nu vă așteptați din partea cui vine, deci nu Titus Corlățean n-a spus nimic. Ministerul de Externe tace, e ascuns în păpușoi, nu mai zice nimic. Domnule, al nostru deputat, prietenul emisiunii, cel pe care noi îl preferăm, o să fac și tricou cu Miron Smarandache, a făcut el o declarație politică, tată, și este foarte bună. A dat omul că e un pas uriaș către aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova, că le-au scos ăștia vizele pentru călătoriile în Europa. Și o trage omul cu asta, cu țara soră și cum o să-i ajutăm noi românii și cu guvernul nostru minunat. Și e clară treaba, Miron Smarandache a și spus-o, da? N-a mai dezvăluit-o nimeni până acum, ci că este de așteptare ca Republica Moldova să devină membru cu drepturi deplin al Uniunii Europene în timpul președinției României a Consiliului UE programată pentru a doua jumătate a anului 2019. E bine, eu nu sunt așa convins de treaba asta, că până în 2019 Putin o să rămână continuare la putere, o să vedeți. Ba va fi prim-ministru, ba e președinte, face cum vrea mușchiulețul lui, că doar în Rusia nu-i democrație, să fim serioși. Și dacă nu o să mai rămână nici președinte, nici prim-ministru, o să fie șeful KGB-ului, se întoarce la vechea dragoste, că doar e colonel sau a fost colonel, parcă așa. Dar noroc de Miron Smarandache, repet. O să vedeți că pe fondul Occidentului, care nu prea știe să miște, nu prea știe cum să reacționeze vis-a-vis de Federația Rusă asta, cu impunem niște sancțiuni, declarăm persoane non grata niște dintre ăștia de rangul 2 sau 3, confiscăm averile sau blocăm averile, de fapt nu putem să le confiscăm, blocăm averile oligarhilor ruși care își țin banii prin bănci din străinătate, din Occident. Asta e așa, o vrăjeluță de 2 lei și îl doare pe Putin, exact la Vladimir, cum am mai zis mai devreme. Cum era Andrei treaba aia cu orice viciu devenit? Cum ziceai? Ca Riciul. Riciu fiind un personaj, nu? Și ca, e ca și cum ai spune, ca Celi. Da? Așa poți să spui și ca Riciu. Că semene, cu cine semeni tu? Cu Riciu, nu? Ai față de... Mă înțelegeți. Bun, hai să trecem la lucruri serioase, că asta cu Federația Rusă, vă dați seama că nu interesează pe nimeni în țara asta. Noi suntem aici, între noi. Capriciu, mă, bine, măi, Andrei, măi, că e capriciu. Și ca o veste bună, vine perfect în perioada asta și în condițiile în care cei din Federația Rusă devin tot mai agitați, se rebranduiește Partida Romilor. Așa că e tare, how are they, sau cum se spune, aoleu mâncațași. Filiala județeană a Partidei Romilor are un președinte nou, are și un sediu nou și un program nou. Nu știam că ăștia au program, sincer. Și ce se spunea în programul lor? Da? Uite că ne explică deșteptarea, schimbările survin după arestarea lui Paustin Bălan, fost lider al organizației. Vă dați seama, cam cât de la sole să ai președintele organizației județene, bănuiesc, a Partidei Romilor, să fie omul arestat. Cel care l-a locuit este Doru Tănase, ex-prim vicepreședinte, el este decis să întărească filiala, să-i schimbe imaginea și să o aducă la nivelul din 2004. Băi, dar cum era imaginea Partidei Romilor la nivelul 2004? Voi mai țineți minte că eu să mă râd, mi-aduc aminte, vă, o imagine bună sau rea. Vă face mai întâi o radiografie a tuturor organizațiilor locale. Ne dorim eu și biroul actual să eliminăm pe cei aflați doar pe hârtie, care apar în diferite funcții, dar nu sunt și cu sufletul alături de noi. Toate legitimațiile vor fi anulate, adeziunile actualizate, filialele care nu au rezultate reorganizate. În județul ăsta există 75 de filiale ale Partidei Romilor cu 10.000 de membri. Le vom comasa și vom face organizații mai puternice, apoi vom înființa centre zonale la Valea Seacă, Târgu Ocna, Podul Turcului, Zorul Berheciului și Balcani, arată Doru Tănase. Ia auziți, face la Balcani, la prietenul Rață, acolo, în parohia lui baronul Rață. În reconstruirea imaginii, noul lider se bazează pe tineri, studenți și absolvenți și speră că va reuși să-i convingă să se declare romi. Nu se declară romi ăștia care sunt tineri, studenți și absolvenți? În fine, de-a lungul vremii, țin minte că era o discriminare dintre asta pozitivă pentru romi. Cum e asta discriminare pozitivă pentru unguri în Ardeal? Mereu la toate școlile posibile erau locuri speciale pentru romi. Unde nu se dea examen, mai trebuia să vină oamenii ăștia. E bine, niciodată nu se umpleau. Cam asta e faza. Acum nu știu unde să găsească omulețul tineri, studenți și absolvenți, că marea lor majoritate sunt plecați.
Vreau să-i solicit municipalității să colaboreze mai strâns și cu organizațiile de romi. Relația cu primăria Bacău a lăsat de dorit în ultimii ani. Toți primarii din județ vor fi contactați. Până acum a discutat cu cei din Valea Seacă, Corbasca și Poduri. Există sate izolate care nu au apă, curent, drumuri, arată Doru Tănase. Nu au apă, dar le cer igienă, nu au electricitate, dar vrei educație. Dar asta se întâmplă numai la cetățenii romi din județul Bacău, ci sunt foarte multe sate izolate cu români, nu cu cetățenii romi, care tot așa. Nu au apă, nu au curent, nu au nici drumuri. Dar păi dacă stai și te gândești bine, cam jumătate din țară nu are apă, nu are curent și nu are drumuri. Așa că nu e o chestiune care să aparține numai romilor sau să fie în localitățile majoritar cu romi. Vrea să încheie parteneriat cu AJOFM, DSP, DGASPC, IPJ, ISJ. Cred că cu Inspectoratul de Poliție Județean cred că au un parteneriat foarte vechi, foarte, foarte vechi. Cred că de când s-a înființat poliția în țara asta există un parteneriat între foarte mulți dintre cetățenii romi și poliție. În scopul soluționării problemei romilor, aș vrea să colaborăm mai eficient, nu să ne întâlnim, iar grupul mixt de lucru doar ca să povestim, să mai bifăm o activitate. Foarte frumos. Eu vreau, de exemplu, ca Partida Romilor și aș vota. Dacă așa, eu aș vota Partida Romilor fără nicio problemă. Ar spune așa, dom'le, noi Partida Romilor milităm ca să schimbăm imaginea noastră a comunității rome, în ochii românilor, milităm pentru închiderea cluburilor din manele din oraș, de exemplu, la din centru. N-ar fi tare asta? Cum? Cam cât de fain ar fi ca romii adevărați, cei care țin la tradiția lor, care de altfel e o tradiție foarte faină, să facă meeting-uri în fața clubului de manele din centrul orașului. Bă, atunci ar fi jos pălăria și ar spune, da, votez Partida Romilor cu două mâini. O să se întâmple treaba asta, credeți? O să se întâmple treaba asta la fel cum Putin n-a vrut ruperea Ucrainei, ci doar a anexat Crimeea, dar nu vrea ruperea Ucrainei. Și acum, să trecem la prietenii noștri, frații noștri de peste Tisa, că avem și frații peste Prut care îi bagă Miron Smarandache în Uniunea Europeană din 2019. Și acum să trecem la frații noștri de peste Tisa, adică la cei din Iobbik, din partidul extremist din Ungaria. S-au trezit într-un final, după lupte seculare care au durat vreo 25 de ani, s-au gândit de fapt autoritățile române, să facă ceea ce trebuia să facă de la mijlocul anilor 90. Adică să interzică accederea pe teritoriul României a unor băieți care au probleme la cap, la căpuț. Și mă refer aici la vreo 4 sau 3, nu mai știu cât s-au spus ăștia, că sunt indezirabili pe teritoriul României. Politicieni dincolo de Tisa, dintre ăștia extremiști, unii fac parte din garda maghiară, alții fac parte din... Stați că mai era una, ceva cu haiducii, noi nu știu cum se numeau. Oaștea haiducilor se numește, da? De asta. Garda maghiară și mai era și cu membru Iobbik. Ce s-au gândit? După ce au anunțat Ministerul de Interne treaba asta, că, dar pe perioadă de un an. Adică trebuia să-i declar pe o perioadă așa mai lungă, zic, vreo 5-10 ani. 15 ani, 20 de ani, până se îndrăvenesc oamenii la cap, că doar nu e nicio problemă. Dar doar pe un an de zile, adică oamenii oricum au venit în țară și au făcut campanie, că sunt alegerile europarlamentare și vor să ajungă oamenii acolo în Parlamentul European, și dacă îi dai interdicție doar pe un an de zile sau declari indezirabil, nu se întâmplă absolut nimic. Iar ăștia, la mișto, au zis că nu recunosc faptul că autoritățile române i-au declarat indezirabili și nu vor respecta treaba asta. Ies din ce se întâmplă dacă ăștia vor veni în țară. Pune-mi pareu că nimic, că la cum acționăm noi cu autoritățile statului, vă dați seama, atâta vreme cât la meeting-ul ăla jandarmul cealaltă lua pari în cap și jandarmeria din localitate a zis că, dom'le, n-am văzut, n-am auzit, nu știm să se fi întâmplat treaba asta. Și aceiași jandarmi din aceeași instituție, de fapt, păruiesc moșnegii și băbuțele de la Pungești, ca să apere compania multinațională americană, la ce post te aștepți? O să-i lași în pace pe ăștia de la Iobbik. Sunt vizați membri și simpatizați din cadrul unor organizații naționaliste radicale ungurești ca Iobbik, Mișcarea de Tineret, 64 de județe, ce nume tâmpitare, Noua Gardă, anunța vineri Ministerul de Interne. Imediat după ce șeful gărzii maghiare, treaba asta e din evenimentul zilei, ca să ne înțelegem, din Ardeal, Micola Belao,
Savani István, membru Iobic și deputat în Parlamentul Ungar, și Gheorghe Gyula Zaviga sau Zovigo, cum dracu se citește, al parlamentar Iobic, și Zsolt, și ăsta nu mai pot să-l mai pronunț, fondatorul Oștii Haiducilor, au fost declarați indezirabili. Reprezentanții Iobic au anunțat că nu acceptă o astfel de decizie din partea României. Dar nu trebuie să o accepte, parcă sunt nebuni ăștia. Te-am declarat indezirabil, marș mă, gata. Deci un an de zile n-ai ce căuta în România, la revedere, te oprești la graniță, stai cu undița și încerci să prinzi pește pe partea românească cu lanseta. Că altceva n-ai ce să faci. Cum adică, domnule, nu acceptăm, să mor tu, pe bune. Uite că n-ai nicio legătură, nu trebuie să accepti sau nu. Primul care a reacționat a fost parlamentarul István Savai. Politicianul s-a declarat revoltat și a spus că el consideră că există mai multe implicații politice interne din partea României, între care neînțelegerile între președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. Iar partidul Iobic a devenit o victimă colaterală. Bă, într-adevăr, ăștia doi nu se iubesc, Ponta și cu Traian Băsescu. Clar că și-ar tăia capul. Dar n-are nicio legătură cu Iobicul, iar ăsta, băiatul ăsta, István, ne ia de fraier dacă declară treaba asta sau ne crede pe toți idioți. Cum? Iobic a devenit victimă colaterală în războiul dintre Ponta și Traian Băsescu, dar ce legătură are una cu alta? În fine, cu ăștia sunt oamenii. Vai, am reușit să-l închid pe Dan Șova, ceea ce e nasol. Dar nu-i problemă, că revenim. Lista câștigătorilor la alegerile europarlamentare din 2014, dacă vă interesează, EBA, adică fata lui Băsescu, prinde un loc la limită, spune ziarul Gândul. S-a făcut un sondaj de opinie și în sondajul ăsta de opinie se arată faptul că PSD, PC, UNPR, sondajul de opinie este făcut de, ca impresia că trebuie să spun cine l-a și făcut, CSOP-ul l-a făcut. Alianța PSD-PC-UNPR și-ar judeca aproape jumătate din cele 32 de locuri care revin României în Parlamentul European. Ceea ce demonstrează faptul că alegătorul român nu s-a trezit absolut deloc. Și este la fel de ușor manipulabil ca în anii 90 și mulți dintre concetățenii noștri sunt exact la fel de bătuți în cap, precum erau în anii 90. Cum dracu, cum naiba, să votez? Care alianță PSD-PC-UNPR? Ce PC-i partid? Dar UNPR-ul-i partid? Că numai dacă îl vezi pe ăla micu și îți dai seama că e o jucărie sau că e ceva ce urât vorbesc, manipulabil. Da, bă, manipulabil. Adică ești manipulat. Ca așa e, ca riciul. Ești manipulat ca riciul. Poftim. PSD, PC, UNPR și-ar judeca, am zis asta, jumătate din cele 32 de locuri. Deci e clară treaba, suntem în continuare nostalgici după tovarășul Iliescu. Mi se pare că Victor Ponta este Dumnezeul nostru pe pământ și Dumnezeul de la Palatul Victoria și este un tip super mișto și ne place foarte mult să ne uităm la televizor și să ne lăsăm influențați de toate prostiile pe care debitează unii dintre colegii mei de breaslă, dacă se poate, dacă poți să-i numești așa. Restul urmând a fi împărțite. Deci ăștia iau jumate, aproape jumate din cele 32 de mandate și restul se împart între patru partide. Adică PDL, PNL și UDMR și un partid neparlamentar, deși are parlamentari pentru că sunt membrii parlamentari aleși pe listele PD-ului și apoi fugiți la PMP, potrivit simulărilor pe baza cotelor electorale din sondaje. Ia să vedem cam cum ar veni, cum ar sta treaba. După ce li s-a interzis denumirea USD, socialdemocrații, conservatorii și Uneperiștii vor participa la europarlamentare sub titulatura Alianța PSD-PC-UNPR cu o cotă de 36% în acest moment potrivit ultimului sondaj CSOP. Bine măcar că nu mai au 70% sau 60 ceva, cum aveau cu vreo 2 ani sau 3 ani. Fostul USD are toate șansele ca după redistribuire să ocupe 15 locuri de europarlamentare. Vă dați seama că dacă votați alianța asta, îl băgați în Parlamentul pe Cătălin Ivan, mincinosul mincinoșilor din PSD, băiatul tata, băgați în Parlament pe agramata aia de Maria Grapini, o să fie în Parlamentul European. Gândiți-vă foarte bine cum votați la treaba asta. Și multe alte persoane, pe nevasta lui Victor Ponta, au vârât în Parlamentul European, pe sinistra aia care învârtea sărmăluțe la Sfânta Paraschiva și era ministrul mediului, că de aia era ministrul mediului, ca să învârte sărmăluțe. Mi se pare că și aia e pe listă. Locul al doilea este luat de PDL, spune
sondajul ăsta, care ar avea un scor de 17% și ar obține 7 mandate. PNL, care este creditat cu 16%, ar avea 6 eurodeputați. Mă îndoiesc că PNL-ul e chiar pe locul 3 cu 16%. Chiar mă îndoiesc, dar în fine. Ăsta e sondajul, ăsta citim. Ultimele 4 locuri ar fi împărțite în mod egal între PMP și UDMR, care cu 8 și respectiv 6% în sondaje vor avea câte 2 europarlamentari. Simulările au fost făcute în baza ultimului sondaj CSOP, efectuat în perioada 18-26 februarie, la comanda PDL-ului, deci de asta. Eu n-am înțeles niciodată de ce cel care comandă un sondaj de opinie sau institutul care face sondajul de opinie unui partid politic sau unui candidat la orice funcție din lumea asta, sau din România asta, de fapt, că nu din lume, se simte obligat să-i mai dea lui la niște procente în plus, ca să se simtă la bine. Când vin ăștia cu rezultate, trebuie să-l vezi pe ăla că zâmbește, că e vesel, că s-a umezit așa de bucurie, că mă, uite, stăm bine totuși în sondaje, adică avem, uite, am crescut, de ce nu acceptă oamenii politici ai noștri realitatea crudă? Adică, bă, dacă am 13%, băi, 13% am, tată, nu poți să-mi pui 28% dacă eu am 13%. Dacă ar comanda un sondaj de opinie România TV, de exemplu, la comanda PSD-ului, sau invers, PSD-ul la comanda România TV, că nu mai știi care și cum, vă dați seama că alianța asta PSD-PC-UNPR avea undeva la 40%, 48%, 49%. Că așa, le-ar da și lor niște procente acolo, ca să fie treaba bună. Dacă ar comanda PNL-ul la orice institut, evident că ar avea peste 20%, așa cum își dorește Crin Antonescu. Așa fac oamenii. Și o să aibă toți dezamăgiri foarte mari, deși mi-e teamă foarte tare de cum vor vota ai noștri concetățeni, că ăștia din alianța asta vor lua o grămadă de voturi și vor trimite acolo în Parlamentul European și neveste, și amante, și prințișorii lui tata, și agramate, ca să fie treaba bună. Adică, da, bun, acum dacă stăm și ne gândim că Vadim Tudor a fost europarlamentar, sau cred că mai este, că Gigi Becali a fost europarlamentar, că fata lui Băsescu a fost europarlamentar, nu trebuie să ne mire foarte. Eu cred că și Ciciolina a fost parlamentar. Aia de făcea firme porno sau făcea firme erotice, italiancă. Cred că și aia a fost europarlamentar. Și tot felul de personaje dintre astea mai dubioase din toate țările europene au ajuns acolo. Tocmai de asta, Rusia, de exemplu, ca să revenim la primul subiect de astăzi, Rusia face cam ce vrea în perioada. Acum, vreo 10 ore, făcea ce voia. Pentru că noi trimitem acolo la Parlamentul European tot felul de dubioșenii dintre astea. Potrivit unor surse din alianța PSD-PC-UNPR, alianța estimează că va obține 14-15 mandate, exact ceea ce spuneam, deci cât mai multe, ca să fie treaba bună. Pe 13, am tot subiectul zilei, că toată lumea o să vorbească despre, repet, furunculul lui Gigi Becali și faptul că trebuie operat și nu poate să stea omulețul în pușcărie. Adică, băi, de tamai omul. Și tocmai de aceea ne vom vorbi mai mult despre Ucraina. Și scrie și Times New Roman, la minunea zilei, despre 13 lucruri despre anexarea Crimeei de către Rusia. Dar totuși eu fac un apel. Nu, sunt convins că nu o să ajungă apelul ăsta la București, deși doar dacă se uită pe YouTube, atâta tot. Dar fac un apel către Ministerul de Externe, că mă gândesc că domnul ăla, Titus Corlățean, pe care noi îl plătim, adică știți, și dumneavoastră îl plătiți să fie ministru de externe și să ne reprezinte interesele, ca și europarlamentarii pe care avem acum în Parlamentul European, ca și președinția României, ca și guvernul României, să scoată totuși, să facă o conferință de presă comună, să facă ceva, să ia atitudine împotriva că se întâmplă și la aici aproape de noi. Și plus de asta, Transnistria, repet, a trimis astăzi, sau ieri, nu, astăzi dimineață, scrisorică de amor către Duma de Stat, prin care se cere alipirea Transnistriei la Federația Rusă. Da, hai să trecem la minunea zilei. Potrivit tratatului de alipire la Rusia, regiunea Crimeei include estul Poloniei, țările Baltice, Bulgaria, Basarabia până la Milkov, Paraguay, Noua Zeelandă și Mongolia Interioară. Căci cam așa a acționat de-a lungul vremii Rusia, indiferent de ce forme a luat ea și cum s-a numit, fie că a fost Imperiul Țarist, fie că a fost după aia Uniunea Sovietică. Și au și obicei, prost obicei, să aibă niște
pixuri sau marcare foarte groase, că atunci când trag linie pe hărți, să mai, pixul ăla se însemne de fapt 100 de kilometri, așa. Apoi, la TVR a fost rechemat din rezervă coregraful care s-a ocupat de dansurile sincron de la Cântarea României și defilarea de 23 august. Mă gândesc că am putea, nu știu dacă mai trăiește, dar putea fi reactivat Paul Șoloc, dacă mai țineți minte, cel care prezenta telejurnalul. Erau niște personaje, a murit Mareiora Murărescu, dar puteam să facem și cântarea din grădină, cum se cheamă. După aia, românii sunt precauți. Național Arena e închiriată pentru duminica asta, în caz că e nevoie să organizăm un omagiu președintelui Putin. Ce, ca să serbeze aripirea Crimeei la Rusia, tancurile rusești au tras 21 de salve înspre Republica Moldova. Vă dați seama că dacă trăgeau tancurile rusești 21 de salve către Republica Moldova, se termina cu jucăria. România sancționează Rusia. Gogol, Tolstoi, Cehov și Tchaikovsky interziși în librării și săli de concerte. Cam atât putem noi să facem. Și eventual să expulzăm vreo ceva de pe la ambasada Rusiei la București, vreo doi dintre ăștia de rangul al treilea și al patrulea. Pentru a se adapta mai rapid la noile realități din zonă, România trece la ora de vară a Moscovei. Tăriceanu îi sfătuiește pe ucrainieni. Puneți o taxă auto pe tancuri ca să nu vă mai ocupe rușii și alte teritorii. Corect. De ce au ocupat rușii Crimeea? Vrem să fim cât mai aproape de rezervele strategice de bomboane Bucuria din Chișinău. Adevărul este că acum dacă stai și te gândești retroactiv, oare de ce dracului ar fi trebuit rușilor Republica Moldova, actuala Republica Moldova, Basarabia? Că importanță strategică nu prea avea, asta cu deschiderea la Marea Neagră, la gurile Dunării, o vrăjeală, o prostioară. Ce legătură mai are acum deschiderea la gurile Dunării în Europa secolului 21? Niciuna. Da, asta era perioada aia când se mergeau, când mărfurile se transportau cu vapoare, cu vâsle și cu vele. Cam atâta. În perioada, în zilele noastre, nu mai are nicio legătură. Și deschiderea la Marea Neagră. Ce e Marea Neagră? E un lăcușor murdar aiurea. Are. N-are nicio treabă. Ce le-a trebuit lor la Republica Moldova? Vin. Ăștia nu beau vin. Deci rușii nu beau vin. Rușii sunt cu vodka. Coniac nu cred că beau, că și ăstea fac coniac foarte bun, moldovenii. Și mai au fete frumoase. Dar fiind faptul că Rusia e mare, numărul de femei frumoase din Rusia depășește numărul de femei frumoase din Republica Moldova. Dacă vedeți niște poze cu niște fătuși centrale din Rusia, vă dați seama că aveți toate șansele să faceți un mirchinfarct. Așa că n-am înțeles niciodată de ce dracul ar fi trebuit Basarabia și-au făcut-o și Republică Sovietică, pentru că trebuia să ne lase. Adică așa, de oricum ne-au ocupat și ne-au făcut varză. De câte ori au vrut, au venit aici și ne-au făcut varză. Noi am primit cu brațele deschise întotdeauna, am întors armele contra, am trădat. Dar am găsit noi în istorie, poporul ăsta e foarte inventiv. Și ca să nu spună că am trădat istoricii noștri, să nu spunem, doamne, am trădat aliatul nostru neamț. Fie el un conducător cretin în perioada aia, da, eram aliați, eram semnați, aveam tratat. Am zis, doamne, am întors armele. Deci am găsit un termen ca să ne scoatem noi așa în istorie, să nu fim priviți ca ultimii trădători. Nu, noi am întors armele, știți? E bine, au venit rușii, noi am întors armele, i-am lăsat pe aici să ne ocupe. După aia noi ne-am băgat în pușcărie toate valorile, am trimis la canal pe toți, am omorât. Preoți, intelectuali, muncitori mai puțin, dar țărani de ăștia de frunte, toată clasa politică, toți de pe Academia Română, toți doctori, avocați, toți la canal, la Pârnăi, colo frumos, am rezolvat cazul, noi am rezolvat cazul. Și de altfel cred că suntem singurul stat din Europa de Est care am introdus pentru o scurtă perioadă de timp numele Stalin în imnul de stat. Și am denumit și un oraș, Brașovul, care are Brașovul, deci rezonanță istorică în România. Am reușit noi românii să-l denumim Stalin. Așa că n-ar fi exclus ca minunile astea pe care le spune Times New Roman nu chiar se întâmple, adică să vedem cum defilăm pe stadionul Arena Națională. Putin s-a interesat subtil care e prețul la cărămizi și ciment în Berlin. Situația din Ucraina aruncă în haos nordul României, mii de suceveni riscă să ajungă la sapă de lemn. Suntem nevoiți să ne luăm țigări de la magazin. Deci asta este foarte tare, știți că acolo e traficul la Suceava. Conflictul din Crimeea s-ar putea extinde
Cineva a sunat la podul peste Prut de la Giurgiulești și a întrebat dacă e loc să treacă un tank. În Varșovia prețul cartofilor s-a triplat, potrivind calendarului, urmează să ne ocupe și pe noi. Și Transnistria a cerut aripirea la Rusia, potrivit ultimului censământ, cel mai frecvent nume de familie în Transnistria e locotenent. Corect. Cam asta că mi se face semn, că am cam terminat emisiunea de azi. Avem noroc, repet, de Miron Smarandache, că vâră el până în 2019, rezolvăm cazul cu Republica Moldova. Am vorbit mai mult despre treaba asta cu Crimea, din simplu motiv că n-aveam cheia să vorbesc despre Gigi Becali și tot fel de năstrușnici din ăștia care ne ocupă spațiu public. Și mă gândesc că e mult mai important să mai discutăm și despre chestiuni din, hai să spunem, politică externă, deși e pretențios ceea ce am făcut aici, nu e politică externă, ci doar am comentat un pic. Dar ne revedem și mâine. Хорошо.